păru primele imagini cu Ela de la Puterea Dragostei după ce a fost bătută de Diana. Ela de la Puterea Dragostei a fost bătută de Diana în emisiune, fiind trasă de părți cu ipată și lovită cu diverse obiecte. Concurenta de la Puterea Dragostei s-a arătat vizibil afectată de evenimentul petrecut vineri 29 mai. După incident, Ela a făcut un live în care confirmă bătaia, ba chiar a spus că vrea să plece din emisiune. Se pare că bătaia a pornit de la gelozie. Diana a văzut pe post emisiunile din perioada în care ea a lipsit de la filmări, după despățirea de Gabriel, iar anumite gesturi făcute de Ela și Berna au scos-o din minți. Diana a aruncat în Ela cu mai multe obiecte, printre care și o vază, a lovit-o cu piciorul, a tras-o de păr și a scuipat-o. Ramona a intervenit să o apere pe Ela încă de la începutul scandalului, în timp ce Pirui a intervenit la final. Mi-am căutat bilet de avion. Nu știu cât o să mai stau aici în emisiune. Sincer, mă gândesc să plec. Nu stau ca nimeni să mă lovească. Eu am fost perna de bătaie a tuturor. Nu am de ce să stau. Dacă atât o duce pe ea capul, atât poate, a declarat Ela după incident într-un live. Pe video se poate observa în anumite momente că Ela are ochii în lacrimi, iar fanii îngrijorați au asaltat-o cu întrebări. Concurenta de la Puterea Dragostei, vizibil abătută și afectată de evenimente, le-a răspuns rând pe rând. Ela a recunoscut faptul că o doare părul și capul de la loviturile primite. Mai mult decât atât, fanii au observat că aceasta are o vânătaie pe frunte. Concurenta de la Puterea Dragostei a vorbit în mod repetat despre plecarea din emisiune, însă, din păcate, din cauza pandemiei, este imposibil să părăsească Turcia. Iată care sunt primele imagini cu Ela după bătaia cu Diana și ce a declarat imediat după incident. Uitați că aș fi făcut. Atâta respectare. N-am ce să zic. Dacă asta este capacitatea ei, eu nu pot să mă bag. Dacă prin asta aș arată demnitate. Nu, nu cred că mai rezist. Chiar nu. Sincer, mă gândesc să plec. Să văd pe revedere. Da. De ce ești tristă? De ce ești tristă? Fă-l mă întreb de ce sunt tristă. Oh, my God. Pentru că tu și dacă nu spui, bine, lumea cu și știe, dar când s-a nu pus știu. Internet, tu transmiți, știi? Da, mi-a zis fata asta care a intrat înainte, a spus, da, ai auzit ce-ți da. Da, eu transmit asta că, uite, te vezi, eu n-am avut o poveste de dragoste în fața camerelor, da? S-a transmis. Da. Dragostea e scumpă tare. Cum? Dragostea e scumpă tare și la propriu și la figurat. Da. Mă uite ce pun comentarii. Ce că mai doare capul, părul? Mă doare partea asta, da, ok. Dar fă-ți așa, masează-te, nu știu. Nu, că m-ați obosit, așa, vale. Auzi, iar s-a băgat pe tine. Bine ți-a făcut Diana, o meritai.